Salutare, dragilor, salutare tuturor! Astăzi vreau să vin în fața voastră cu o explicație și cu câteva informații, pentru că în ultima vreme mi s-au întâmplat niște chestii ciudate și aș vrea să le împărtășesc cu voi. Este vorba despre informațiile pe care le țineam pe două harddiscuri, fiecare de câte un tera și practic mi s-au stricat ambele harddiscuri. Așa că nu mai am nici videoclipuri, nici poze, nu mai am amintiri foarte multe și plăcute pe care nu am reușit să le editez și nu am reușit să le pun nici pe YouTube și nu am reușit să fac nici backup pe un alt computer sau undeva, într-un cont sau oriunde, nu am reușit. Așa că sunt tristă, să zic, din cauza asta. Bine că nu sunt atât de tristă ca și cum dacă ar fi cineva bolnav sau ar fi murit cineva din familie, dar sunt tristă pentru că sunt amintirile noastre, amintirile la care țineam foarte mult și nu știu cum să mai recuperez din ele. O să vă mai spun niște chestii, că poate o să învățați și voi din chestia asta și vreau să vă zic așa, că cele două hard discuri nu mi s-au stricat amândouă în același timp. Adică, anul trecut am avut un hard cu mine, când am mers la părinții mei și am un videoclip aici pe YouTube, se numește La bunici în Germania, ceva de genul. Și atunci, după ce, nu știu care a fost problema, am băgat acest hard în computer de mai multe ori și mi s-a stricat. Când am venit acasă, am zis că poate are doar o toană și pot să-l citesc și să-l văd pe un alt computer. Dar, de fapt, pe un alt computer, nu l-am văzut, adică deși îl bag în computer, nu reușesc să văd informația de pe el. Am fost apoi la magazinul de unde l-am luat, la Saturn, și mi s-a spus așa că dacă am garanție la el, ei îmi pot da un alt hard disk, dar eu îmi voi pierde toate informațiile după el. Și le-am spus, nu îmi trebuie nimic altceva, îmi trebuie doar informațiile. Mă costa 100 de euro să-mi ia toate informațiile de pe acest hard și bineînțeles că rămâneam fără el, dar cu informațiile luate. Nu am făcut nimic în sensul acesta pentru că am zis, ok, lasă că poate găsesc în altă parte, mi s-a părut puțin cam mult, 100 de euro să-mi iei informațiile și am zis lasă că poate găsesc în altă parte mai ieftin sau pe cineva care să mă ajute să-mi recuperez informațiile și toate videoclipurile și pozele. A durat practic din, nu mai știu când am fost la părinții mei, în octombrie sau ceva de genul, de atunci a mai durat două luni și practic eu pierdusem informațiile din 2021, la începutul anului, ianuarie și mai multe alte chestii. Voiam eu să mai fac niște clipuri cu noi ce am mai făcut în 2021, prin ianuarie, februarie și tot așa, până aproape de nașterea Sofiei. Și în fine am acceptat, am zis ok, nu mai pun nici pe YouTube mai nimic. Și ați văzut că am încercat să fac Vlogmas. Am făcut Vlogmas, cu toate că tras de păr, pentru că nu m-am putut ține în fiecare zi să postez și până acum o săptămână am postat până la Vlogmas 17 și Vlogmas 18 trebuia să apară, pentru că eu l-aveam editat, l-aveam tot, doar să îl încarc. Am și încercat să îl încarc. Și, de fapt, îmi spunea că nu se încarcă. Practic, eu începusem să am probleme cu cel de-al doilea hard disk. Măi, și când am văzut, practic, eu acolo, pe acel hard disk, aveam
tot ce am filmat în luna decembrie și ianuarie până acum câteva zile, până acum o săptămână. Absolut tot, pentru că am zis, ok, trebuie să editez chestia asta și să mai pun vlogmas până la 24, până la vlogmas 24 și o să reușesc să fac chestia asta, dar nu am reușit. Asta înseamnă că toată informația mea s-a dus pe apa sâmbetei. Și îmi pare foarte rău pentru că filmasem absolut tot, filmasem și cu desfacerea cadourilor, filmasem și două videoclipuri cu tatăl meu cântând la chitară și mai multe chestii aveam acolo foarte drăguțe pe care voiam să le postez. Însă s-a întâmplat chestia asta. Alaltăieri, un vecin de aici de la noi se pricepe să facă, nu știu, se pricepe cu calculatoarele, cu toată chestia asta se pricepe. Și l-am rugat să se uite, el a zis da, o să reușim să luăm informația, treaba este că a reușit să ia o parte din informații de acolo, dar acum surpriză este că majoritatea imaginilor și majoritatea videoclipurilor nu merg, nu se deschid. Deci îmi spune cannot play, deci nu le poate deschide. Și după cum m-am uitat eu foarte bine, am observat că tot ce am făcut cu telefonul, aproape tot ce am filmat cu acest telefon cu care filmez acum, merge. Tot ce am filmat cu camera noastră, micuță, Canon, așa, nu merge. Efectiv, nu știu ce s-a întâmplat, sunt bulite sau nu... Nu sunt compatibile, poate hardul de la cameră cu laptopul. În fine, vorbă raie lungă, nu este bună cealaltă vorbă raie, dar sunt supărată pentru că nu știu cum să fac. Mi-am dat silința să pun vlogmasul, nu s-a putut, am dat și de beleaua asta. Aveam acolo filmat și o chestie pentru ce o să urmeze, o să vedeți joi, sper să reușesc să fac chestia asta. Este o colaborare cu o fată foarte drăguță, dar o să vă spun despre această colaborare și despre video atunci când o să apară. Voiam doar să vă dau câteva informații, de ce am stopat așa de tare. Practic, nu mă pricep și nu mă pricep cum trebuie să fac, unde trebuie să țin aceste informații și nu știu cum să fac posibil să-mi țin toate informațiile undeva. Pentru că, după cum vedeți, aceste hard disk nu îți garantează nimeni și nimic că informația ta este în siguranță. Așa că aveți grijă de amintirile voastre, vedeți cum puteți să faceți un backup. Acum mi-am învățat lecția, o să încep să... Amintirile cele mai bune și plăcute o să încep să le pun în două locuri diferite sau să fac un cont undeva pentru un terabit sau nu știu, o să văd ce o să fac mai departe. Da, voiam să vă spun să vă țineți amintirile în siguranță și să vă spun ce mi s-a întâmplat. Da, o să vedem ce o să mai fie de acum încolo și eu vă pup. Aveți grijă de voi și ne auzim în videoclipul următor. Bye!